Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Dragi ascultători ai Radio Maria, dragi credincioși care urmăriți transmisiunea din Catedrala Romano-Catolică din Iași, vă spun tuturor bun venit la această nouă întâlnire, în cadrul căreia Preasfințitul nostru Iosif Păuleț ne va ține ultima cateheză din Postul Mare, pornind de la Evanghelia Duminicii viitoare, Duminica Floriilor. Ne aflăm, cum se spune, pe ultima sută de metri a itinerariului nostru către sărbătoarea Paștelui. Doar două zile ne mai despart de Duminica Floriilor și suntem cu o săptămână înainte de Joia Mare, prima zi din Triduumul Pascal. Anul acesta, din păcate, suntem constrânși să-l celebrăm cu bisericile goale de prezența dumneavoastră a credincioșilor, totuși pline de prezența Domnului și de spiritul de credință al tuturor celor care așteaptă cu nerăbdare revenirea la normal și urmărind transmisiunile celebrărilor din bisericile parohiale sau din catedrală, au transformat propriul cămin în adevărate oaze de rugăciune. Primit cu resemnarea rodnică a credinței, acest timp de așteptare ne va ajuta să privim cu alți ochi și să prețuim de acum înainte mult mai mult fiecare moment în care vom intra în casa Domnului pentru a lua parte la jertfa Sfintei Liturghii și vom fi în asentimentul psalmistului care în versetul 11 al psalmului 84 spune că este mai de preț o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Așadar, îl ascultăm și astăzi pe Preasfințitul Iosif, care ne va introduce îndeaproape în misterul jertfei totale a lui Hristos, mister ce se deschide deja înaintea ochilor credinței noastre prin celebrările din Duminica Floriilor. Ca de fiecare dată, înainte de a procede la ascultarea cuvântului de învățătură al Preasfințitului, ne dispunem inimile pentru rugăciune și cerem de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne înlesnească primirea cu folos a celor expuse. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O Duh al lui Dumnezeu, care l-ai condus pe Iisus pe întreg drumul Său și în timpul ispitirilor Sale, fă să ascultăm relatarea patimii Sale din perspectiva Ta, ca un eveniment mântuitor care trezește cu adevărat în noi sentimente de afecțiune și compasiune pentru jertfa Mântuitorului. O Duh al lui Dumnezeu, călăuzește voința noastră ca să-L urmăm pe Hristos Domnul pe calea crucii și să devenim astfel, asemenea lui Simon din Cirene sau asemenea Veronicăi, un sprijin și un mijloc de alinare pentru frații aflați în suferință. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preasfințite, aveți cuvântul.
Iubiți frați într-o preoție, dragi ascultători ai radioului Maria și iubiți credincioși de toate vârstele care sunteți în legătură directă cu noi de aici, din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Deja ați auzit care este subiectul catehezei din seara aceasta, misterul jertfei totale a lui Hristos. Două zile ați auzit de mai despart până în Duminica Floriilor. Este duminica ce deschide cea mai sfântă săptămână din timpul anului. În această duminică, în fiecare an, în biserica noastră catolică de rit latin, se citește integral pătimirea Domnului în cei trei ani liturgici. Noi suntem acum în anul A și anume vom auzi relatarea pătimirii Domnului după Sfântul Evanghelist Matei. În anul B va fi după Sfântul Marcu și în anul C după Sfântul Luca. Deci toți trei evangheliștii așa numiți sinoptici. Iar în Vinerea Mare, în fiecare an, relatarea pătimirii după Sfântul Evanghelist Ioan. Relatarea pătimirii în Duminica Floriilor ne introduce în misterul jertfei și al glorificării lui Iisus Hristos pe cruce. Și relatat din generație în generație, în adunările noastre liturgice, acest mister al jertfei și al glorificării lui Iisus pe cruce destăinuie planul de mântuire a lui Dumnezeu. Un plan în care suntem parte și noi, ca frați ai lui Hristos și ca fii ai Tatălui din ceruri. Ca întotdeauna, cateheza va avea patru puncte. Primul, misterul vieții lui Iisus. Al doilea, calea crucii. Al treilea, prețul de răscumpărare. Și ultimul punct, care înseamnă partea aplicată la viața noastră de credință, am intitulat-o Îmbrățișarea iubirii. Și le luăm la rând. Misterul vieții lui Iisus. Încă de la prima cateheză, din postul mare, ne-am propus să aprofundăm mai mult misterul vieții lui Iisus. Vă amintiți că am spus de mai multe ori, toate catehezele, predicele noastre au această țintă. Iisus Hristos, încercăm să pătrundem mereu cât mai mult și mai bine în misterul vieții lui Iisus, să-L cunoaștem mai mult și să-L iubim mai mult. În toate catehezele ne-am apropiat treptat de persoana lui Iisus Hristos și de învățătura transmisă de El, Evanghelia, vestea cea bună. De atâtea ori v-am invitat să privim la altar și să contemplăm chipul lui Iisus pe cruce. Acum chipul lui Iisus pe cruce este acoperit, conform unei tradiții în biserica noastră, cu o săptămână înainte de Săptămâna Sfântă. Așa obișnuiește biserica să acopere crucea principală, cel puțin, care apoi va fi dezvelită solemn în Vinerea Mare și Iisus va fi adorat
de toată comunitatea creștină. V-am invitat să contemplăm mereu chipul lui Iisus de pe cruce. Intenția noastră era alimentată nu atât de curiozitatea sau de dorința de a cunoaște, cât mai ales de admirație și de credință. Ne sunt familiare învățăturile din parabolele sau minunile din Evanghelie și ne place să ascultăm aceste minuni sau parabole ale lui Iisus. La fiecare sfântă liturghie auzim relatări despre cele mai semnificative momente din activitatea publică a lui Iisus. Cunoaștem viața lui Iisus. De la o cateheză la alta, în timpul postului mare, ne-am amintit de ispitirea lui Iisus în pustiu, de teofania, arătarea lui ca Dumnezeu pe muntele Tabor, de lungul discurs despre apa vie de la fântâna lui Iacob, de vindecarea orbului din naștere și de minunea învierii lui Lazar. Iar când am meditat la toate acestea, dorința de a ne apropia de misterul lui Iisus a crescut tot mai mult. Urechile parcă ni s-au deschis, ochii au început să vadă mai bine, din ce în ce mai bine. Cuvintele lui Iisus au pătruns în mintea și mai ales în inima noastră și așa ne-am lăsat pătrunși de privirea lui Iisus. L-am descoperit ca fiind adevăratul Mesia, așteptat și dorit de popoare, ca mântuitor al lumii, ca fiu al omului pentru că a luat firea noastră omenească, ca lumina a lumii, ca înviere și viață. L-am văzut în pustiu, l-am însoțit pe Tabor și la Sihar, ne-am mărturisit credința în el la Betania. Am intrat împreună cu el în templul din Ierusalim și am început să descoperim împreună misterul din viața lui Iisus Hristos. Acest mister este locul în care Dumnezeu se revelează, se face cunoscut și se lasă întâlnit de fiecare dintre noi. Desigur, putem să cunoaștem multe momente din viața lui Iisus, dar acest lucru nu este suficient pentru a pătrunde în taina vieții sale. Și vreau să rețineți că este important acest lucru, aici nu-i vorba de mister ca despre un secret. Misterul despre care vorbim noi, misterul lui Iisus, nu-i vorba de un secret. Misterul cuprinde inefabilul plan de mântuire a lui Dumnezeu, destăinuit în persoana lui Iisus din Nazaret. De aceea putem să ne întrebăm mereu, dorim să ne apropiem de acest mister? Dorim să ne apropiem de Iisus Hristos cel răstignit? Să știți că nu este ușor. Nu este ceva obișnuit, este un har. Iar harul este darul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să-l cerem. Și ați remarcat la fiecare cateheză la început, am pregătit acea atmosferă în care să ascultăm învățătura lui Iisus Hristos, cateheza, și l-am invocat pe Duhul Sfânt ca să ne lumineze, să putem pătrunde cu lumina sa, cu darul său în mister. Să permitem luminii harului divin
să ne învăluie înainte de a îndrepta privirea spre cruce, că numai prin harul lui Dumnezeu putem pătrunde atât cât ne este dat nouă oamenilor să putem pătrunde misterul jertfei totale a lui Iisus în cazul de față. Ni se va arăta că acest mister este revelat prin excelență în pătimirea, moartea și învierea lui Iisus. Și vreau să precizez că această ultimă cateheză din timpul postului mare face referire la povestirea, relatarea pătimirii lui Iisus din Duminica Floriilor, textul din Evanghelia după Sfântul Matei. Remarcați că eu prefer să folosesc cuvântul pătimire și nu patimă, deși este valabil, dacă vă uitați în dicționar, și cuvântul patimă, când acest cuvânt se referă la religia noastră creștină, la suferințele îndurate de Iisus pentru noi. Dar obișnuit când folosim cuvântul patimă, acesta ne sună ca fiind ceva negativ. Vorbim de patima beției, patima necurăției, patima zgârceniei și așa mai departe, deci ceva rău. Dar s-a implementat în poporul nostru acest cuvânt și cu referire la suferințele îndurate de Iisus pentru mântuirea noastră. Mai corect este să spunem pătimirea lui Iisus. Că folosim și în limbajul nostru ce mult a pătimit cu tare, referindu-le la anumite suferințe, greutăți prin care a trecut. Aceasta în paranteză fiind spus. Revenim așadar la relatarea pătimirii lui Iisus din Evanghelia după Sfântul Matei. Fiecare verset din aceste capitole cuprinde înțelesuri profunde care ne duc în misterul jertfei totale a lui Iisus. Conștienți de limitele noastre, de faptul că fie nu avem cuvinte suficiente, fie găsim cu dificultate cuvintele potrivite pentru a descrie misterul pascal, să ne apropiem acum de unele momente din relatarea pătimirii lui Iisus. Și asta o facem la punctul al doilea al catehezei, pe care l-am intitulat Calea Crucii. Aprofundarea misterului lui Iisus Hristos impune apropierea de milostivirea lui Dumnezeu. Pentru că în toată relatarea pătimirii Domnului, noi admirăm această milă fără margini pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, până acolo încât l-a trimis pe Fiul Său să ia fire omenească, iar Iisus să sufere cumplit pentru răscumpărarea noastră. În această relație de apropiere, de milostivirea lui Dumnezeu, meditând pătimirea Domnului, nu cuvintele sunt relevante, ci sensul profund al iubirii. Doar cunoscând îmbrățișarea iubirii divine, începem să deslușim sensul aclamării lui Iisus ca rege în momentul intrării sale în cetatea sfântă Ierusalim. Se deschide astfel înaintea ochilor noștri calea ce avea să conducă spre glorificare. Și îndată ce l-am recunoscut ca fiu al lui David, evanghelistul Matei ne prezintă destinul, misiunea lui Iisus ca fiu al omului, ca slujit,
slujitor al Domnului și împlinirea promisiunilor mesianice, în palatul lui Caiafa sau în casa lui Simon leprosul, la ultima cină de Paște sau în noaptea din grădina măslinilor, la judecata din Sinedriu și Pretoriu, pe străzile întortocheate din Ierusalim sau pe crucea înălțată pe Golgota, fiecare gest tăinuiește ceva din misterul jertfei și al glorificării lui Iisus. Era prima zi a azimelor. În timpul dimineții, discipolii îl întrebară pe învățătorul unde ar fi dorit să celebreze cina pascală. Cu indicații precise, au mers la casa unui cunoscut și au pregătit totul. Îndeplinind riturile de curățire a sălii și procurând mielul și alimentele necesare. Chiar de la începutul cinei, Iisus a demascat gestul de trădare al lui Iuda, iar apoi a îndeplinit ritul de început. A luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o comesenilor spunând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. A luat apoi potirul, a mulțumit și l-a dat discipolilor spunând: beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu al alianței care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Fiecare gest din cenacul exprimă comuniunea dintre Iisus și cei prezenți, o legătură tainică de iubire. Se împlinea alianța din vechime, actualizată în acel moment de slujitorul Domnului, Ebed-Iahve, termen teologic, de slujitorul Domnului prin jertfa sângelui său vărsat pentru iertarea păcatelor. Iisus prezenta pâinea și vinul ca semn al morții sale iminente. Iubirea sa nețărmurită devenea astfel legea noii alianțe și izvorul comuniunii fraterne. În acea zi de joi, Iisus s-a retras seara târziu în grădina măslinilor, într-un loc numit Ghetsemani. După ce le-a prevestit discipolilor că toți îl vor abandona și că Petru îl va renega de 3 ori, avea să pășească pe calea întortocheată a interogatoriilor și a maltratărilor, a judecății și a biciuirii, a răstignirii și a jertfei de pe cruce. Această cale avea să-l conducă la jertfa totală. Dus legat în fața lui Pilat, guvernatorul roman, Iisus a fost întrebat: tu ești regele iudeilor? Și răspunde: tu o spui. Îi răspunde cu fermitate, deci Iisus recunoaște că este rege, dar regalitatea sa nu era ca cea a romanilor, nici nu se opunea acesteia. Propunerea lui Iisus era acel act de slujire. Asta propunea Iisus, slujirea în locul dominării. Se situa în afara jocului de putere, bazat pe control și pe supunere. Aceasta era regalitatea lui Iisus.
Chipul tăcut și încoronat cu spini al lui Iisus este prezentat de evanghelist în mijlocul acuzelor și strigătelor. Zarva plină de răutate se lovea în acel moment de tăcerea sacră. Intrați în jocul invidiei și al puterii, cei care erau de față au ales un răzvrătitor, întorcându-i spatele lui Hristos. Iar Pilat, spălându-și mâinile, l-a eliberat pe Baraba, un tâlhar, și l-a condamnat la moarte prin răstignire pe cel nevinovat, pe Iisus. Înaintea lui Iisus, cufundat într-o tăcere totală, semn al milostivirii divine, se deschide acum calea încoronării cu spini și a intronizării pe cruce. Ajungând pe Golgota, soldații l-au răstignit pe Iisus între doi tâlhari. Pe cruce, chiar deasupra capului, au pus și motivul condamnării. Acesta este regele iudeilor, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Vedeți regalitatea lui Iisus. Era în plină zi, dar lumina a fost învăluită de întuneric și soarele s-a întunecat. Singur și expus privirilor, Iisus atârna acum între cer și pământ. Unii îl blestemau și nu voiau să-l recunoască, alții, în schimb, îl umileau, râdeau de el și îl insultau. Era ora 3 după amiază. De pe înălțimea crucii, Iisus a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pline de geamăt și durere, dar și de încredere și rugăciune, aceste cuvinte erau expresia iubirii și a dăruirii sale totale pentru om, pentru noi oamenii. Va mai avea doar un ultim strigăt: Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu, duhul meu. Un ultim strigăt puternic, semnul supremului său sacrificiu, viața oferită ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Trecem acum la punctul al treilea, și anume prețul de răscumpărare. Acest preț, am mai subliniat și în alte ocazii, pe care Dumnezeu l-a plătit pentru răscumpărarea noastră, a fost foarte scump. Sângele lui Iisus, Fiul Său, vărsat până la ultima picătură, propria sa viață, așa a plătit Dumnezeu răscumpărarea noastră. Să privim, cei care aveți acum în față, în familie, un crucifix și nu l-ați acoperit, dar privim și noi, cei puțini care suntem acum în catedrală, la crucea care este acoperită. Dar noi știm ce este îndărătul acestui văd, chipul lui Iisus răstignit pe cruce. Și să rămânem câteva momente tăcuți în fața crucii, ca să percepem liniștea. Pe Golgota, tăcerea îi învăluise și pe cei care l-au răstignit pe Iisus și pe cei care sufereau împreună cu El. Dispăruseră curiozitatea, dispăruseră insultele, se sfâșiase de sus până jos
gata pe teasma templului, spune evanghelistul. Pământul s-a cutremurat, iar sutașul și soldații mărturiseau. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acesta, iubiți frați, a fost momentul în care Iisus a reînnoit alianța cu Dumnezeu, plătind prețul de răscumpărare așa de scump. Duminică vom avea și o lectură din Sfântul Paul către Filipeni. Și în această lectură, din capitolul 2, la versetul 8, Sfântul Paul scrie creștinilor din Filipii că Iisus s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. De atâtea ori am auzit aceste cuvinte, dar poate niciodată nu am reușit să le pătrundem mai adânc. S-a făcut ascultător pentru noi până la moarte și încă moartea pe cruce. Ca slujitor al Domnului, Iisus s-a umilit pe sine și ne-a deschis astfel calea spre Dumnezeu. A devenit mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Am spus-o de multe ori și o spun din nou acum, singurul nostru mijlocitor, singurul nostru mântuitor, salvator. Sau dacă vreți, marele nostru, inegalabilul nostru mijlocitor, înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu. Iar noi cei care credem în El și pășim pe calea Lui, am primit, spune Sfântul Paul, darul de a fi copii ai lui Dumnezeu și de a ne apropia de tronul milostivirii divine. Ce frumos se exprimă apostolul în această scrisoare adresată filipenilor, dar și nouă celor de astăzi. Iisus s-a făcut ascultător pentru noi până la moarte și încă moartea pe cruce, iar noi, care credem în El, pășim pe urmele Lui, am primit darul acesta de neprețuit, de a fi copii ai Lui Dumnezeu, de a ne apropia de tronul milostivirii divine. Cu această credință, cu această încredere, să ne apropiem în zilele acestea, în aceste vremuri grele prin care trecem, nu numai noi din România, dar foarte multe țări, aproape lumea întreagă, să ne apropiem de tronul milostivirii lui Dumnezeu, dar cu credință totală, cu încredere totală, ca prin Iisus, pentru că știți, la un moment dat El ne spune, până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, să I-o cerem în numele Lui, lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să se îndure de noi și de întreg neamul omenesc, să înlăture această pandemie, dar mai ales, pe plan spiritual, pandemia necredinței, indiferentismului religios, răutății păcatelor noastre, și așa mai departe, să îi cerem lui Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Și trec acum la partea finală, partea aplicată la viața noastră de credință a acestei cateheze. Ajungând la sfârșitul catehezelor din postul mare, să ne întrebăm ce se află în centrul misterului celebrat în Săptămâna Sfântă, pentru că spre El ne-am îndreptat în toate catehezele. Suntem acum spre final. Cu Duminica Floriilor începem cea mai sfântă săptămână din timpul anului, Săptămâna Sfântă, înainte îi spuneam Săptămâna Mare. Ne întrebăm ce se află în centrul misterului celebrat în Săptămâna Sfântă.
Desigur, nu se află un eveniment, nu se află nicio sărbătoare, ci iubirea infinită a lui Hristos care se dăruiește pentru mântuirea noastră. Asta e esența întregii săptămâni sfinte. Asta celebrăm noi. Iubirea infinită a lui Hristos care ni se dăruiește pentru mântuirea noastră. Noi suntem ferm convinși că Iisus Hristos ne-a iubit până la sfârșit, până la dăruirea totală de sine, până la ultima picătură de sânge. S-a dăruit pe sine însuși pe lemnul crucii. Iubirea lui Hristos îi îmbrățișează pe toți, pe toți oamenii din toate timpurile și a ajuns și la noi și îi mulțumim lui Dumnezeu. Ei, în fața misterului jertfei totale a lui Hristos, subiectul acestei ultime catehieze, în fața acestui mister al jertfei totale a lui Hristos, nu cuvintele și acțiunile definesc credința pe care o mărturisim, ci atitudinea noastră, pe care o concretizez în trei cuvinte, și anume admirație, recunoștință și contemplație. Admirație, putem merge cu gândul la joia sfântă, când Iisus, v-am explicat, a găsit acest mod care ne uimește să rămână cu noi până la sfârșitul veacurilor, sub tip de pâine și de vin. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, mâncați, beți. Admirăm acest mod al lui Iisus pe care l-a găsit să rămână mereu cu noi până la sfârșitul veacurilor, Eucaristia, sfânta și dumnezeiasca liturghie, care este tema anului liturgic în care ne aflăm. Al doilea lucru, spuneam, recunoștință, gratitudine. Este într-adevăr atitudinea de recunoștință pentru binefacerea primită. Putem merge aici la Vinerea Mare, Vinerea Sfântă, când crucea, vă spuneam, va fi dezvelită treptat și noi vom îngenunchea în fața ei și îl vom adora pe Cel care și-a dat viața pentru noi murind pe cruce. Și asta din gratitudine, din recunoștință pentru un dar așa de mare pe care ne l-a făcut. Și contemplație. Putem merge aici în Sâmbăta Sfântă, de Joia Sfântă, Vinerea Sfântă, Sâmbăta Sfântă. Admirație, gratitudine sau recunoștință și contemplație. Când trupul lui Iisus va fi coborât în mormânt, și în tăcere totală, specifică zilei de Sâmbăta Sfântă, așteptăm mare bucurie a învierii Domnului, contemplând. Admirație, gratitudine, contemplație. Când ne vom apropia de ceremoniile sacre din zilele sfinte, să rămânem în admirație, să ne exprimăm gratitudinea pentru iubirea nețărmurită a lui Iisus pentru fiecare dintre noi, să permitem Harului Divin să locuiască în mintea și în inima noastră și să contemplăm jertfa mântuitoare a lui Iisus de pe cruce. Iar când ne vom fi apropiat de taina prețului plătit de Iisus pentru răscumpărarea noastră, în liniștea sacră a zilelor sfinte, să-i aducem lui Dumnezeu prin nosul nostru de laudă și de mulțumire. Vă mulțumesc pentru prezența aici în catedrală a câtorva doar, dar sper că mulți ați fost prezenți și atenți
la Radio Maria sau pe internet, urmărind și această ultimă cateheză care a avut în vedere jertfa totală a lui Iisus, pregătindu-ne astfel pentru a trăi cât mai bine, cu cât mai mare folos sufletesc, Săptămâna Sfântă spre care ne îndreptăm. Vă mulțumesc și continui să mă rog pentru toți și dumneavoastră împreună cu mine ca să trăim în situația concretă în care ne aflăm din cauza acestei pandemii, dar cu spirit de credință, în bisericile noastre domestice, adică acasă, cum spune așa de frumos Părintele Decan la început. Biserica s-a mutat acasă, biserica domestică. Atunci când urmăriți celebrările din catedrală sau din diferite biserici, folosind mijloacele moderne de informare în masă, să lăsați la o parte toate, să aprindeți o lumânare, să puneți o cruce sau o icoană în față, și să lăsați toate deoparte pentru a trăi urmărind de la început până la sfârșit o celebrare. Și aici vreau să vă fac atenți, pentru că se transmite în mai multe locuri Sfânta Liturghie, de exemplu, de sărbători. Nu deschidem, hai să mă mai uit o leacă aici, mă mai uit o leacă dincolo, mă mai uit o leacă dincolo și nu aveți o continuitate. Liturghia trebuie urmărită ca să trageți foloase adevărate din participarea în acest mod la ea, da capul al fine, de la început până la sfârșit. În felul acesta îi arătăm lui Dumnezeu cât de mult prețuim noi credința, cât de mult vrem să recunoaștem că El este și rămâne Tatăl nostru, chiar atunci când permite aceste încercări grele pentru noi, și să ducem mai departe standardul credinței din generație în generație. Vă mulțumesc încă o dată și ne pregătim pentru final. Vă mulțumim, preasfințite, și mulțumim și pentru aceste îndemnuri practice de folos pentru toți credincioșii care, iată, în aceste condiții, urmăresc celebrările sfinte prin intermediul mijloacelor de comunicare. Misterul jertfei totale a lui Hristos, a doua cateheză pe care excelența voastră o țineți în aceste condiții, cu noi câțiva prezenți aici în catedrală și cu majoritatea celor care ne ascultă în spatele unui difuzor sau ne privesc prin intermediul unui ecran de televizor sau al unui monitor. Ultima cateheză din postul mare și sperăm ultima în aceste condiții. Misterul, nu un zid de care să ne lovim, dar un ocean în care pe măsură ce ne scufundăm ne dăm seama de imensitatea sa. Așa este și misterul lui Iisus Hristos, unicul, singurul, mântuitor al întregului univers. Pe măsură ce înaintăm în cunoașterea sa, ne dăm seama cât de necuprins este. De-a lungul catehezelor din postul mare, am fost călăuziți de cuvântul de învățătură al preasfințitului, care a dorit să împărtășească cu noi această grijă de a medita asupra misterului lui Hristos, Mântuitorul și Răscumpărătorul sufletelor noastre. Astăzi, oprindu-ne la Evanghelia pătimirii Domnului, așa cum bine preciza, am contemplat misterul jertfei totale a lui Hristos, al dăruirii sale totale, până la capăt, pe lemnul sfânt al crucii. Tăcere și contemplație. O tăcere care în mod paradoxal strigă, vorbește, și o contemplare care se vrea transpusă în viața noastră, asemenea lui Hristos, în dăruire jertfelnică, totală, până la capăt. Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu.
au fost ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce, ultimele cuvinte din viața sa pământească, cuvinte care exprimă o dăruire plină de încredere, plină de iubire, o dăruire totală. Vă mulțumim, preasfințite, pentru dăruirea cu care ne-ați călăuzit pașii de-a lungul acestor cateheze din postul mare. Vinerea trecută am fost părtașii unei imagini cu totul inedite și care sperăm să nu se mai repete niciodată în istorie. Sfântul Părinte s-a rugat și a împărțit binecuvântarea sa apostolică pentru oraș și pentru lumea întreagă cu imensa piață Sfântul Petru goală. Numai Dumnezeu știe ce era atunci în sufletul Sfântului Părinte. Însă cu ușurință ne putem da seama că durerea cea mai mare a unui păstor este aceea de a fi despărțit de turma sa, de uițele sale. Suntem convinși că, așa cum am putut să o percepem în glasul Sfântului Părinte vinerea trecută, și Excelența voastră simțiți durerea acestei despărțiri temporare de credincioși, de păstoriți, de cei încredințați grijii sufletești. Tată, în mâinile tale încredințez sufletul fiecărui credincios în parte, este, cred, cuvântul și acțiunea cele mai potrivite în acest moment. De aceea vă invit pe toți la rugăciune. Doamne Iisuse, Tu ți-ai arătat puterea alegând simplitatea. Te-ai urcat pe un măgăruș în semn de sărăcie, dar prin gloria Ta ai cucerit Sionul. Veșmintele discipolilor Tăi erau sărăcăcioase, dar copiii și mulțimea Te preamăreau exclamând, Osana, salvează-ne Tu, care ești în înaltul cerului. Salvează, Dumnezeule preasfânt, pe cei asupriți. Ai milă de noi care Te aclamăm ca Rege al sufletelor noastre. Privește cu milostivire spre noi care Te urmăm pe calea crucii. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru jertfa totală a vieții Tale. Ție, Doamne, îți aducem prin osul nostru de mulțumire și de laudă, acum și în veșnicie. Amin. Vă mulțumim așadar, preasfințite, și vă rugăm să ne oferiți binecuvântarea Sfinției voastre. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până-n veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.
Amin.